Suntem în prima zi din săptămâna patimilor, numită tradițional, o săptămână întreagă în care creștinătatea se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a ei. Și dacă este adevărat o spusă a Evangheliilor, de fapt a Domnului Iisus Hristos, că orice cărturar iscusit scoate din visteria lui și lucruri vechi și lucruri noi, atunci îngăduiți-mi să spun încă o dată ceea ce ori de câte ori spun la sărbătoare. Și mă repet de fiecare dată cu acest lucru, pentru că noi, neamul românesc, avem nevoie să auzim lucrul acesta. Levitic, capitolul 23, versetele 1 și 2, când Dumnezeu vorbește despre sărbători. Dumnezeu este Cel care are ideea sărbătorii. Dumnezeu creează noțiunea de sărbătoare. Dumnezeu stabilește sărbătoarea și Dumnezeu educă în ceea ce privește sărbătoarea și ce ar trebui să facem cu ea. De copil, un mare scriitor a neamului românesc, uitându-se la sărbători și la ce fac românii cu sărbătorile, ajunge să spună: să dea Dumnezeu în fiecare zi din an să fie sărbătoare. Într-una singură, dacă nu-i, și atunci să fie praznic, spunea Ion Creangă, aducându-și aminte de copilăria lui. De ce? Pentru că ce a învățat Ion Creangă de copil este că sărbătorile noastre au de-a face cu veselia noastră, sărbătorile noastre au de-a face cu odihna noastră, sărbătorile au de-a face cu belșug. Sărbătorile noastre au de-a face cu a arăta în afară cei mai buni din noi. Pe vremea când eram în Statele Unite ale Americii, am avut la un moment dat o discuție cu un domn american de origine. Spunea domnul, zice, să știți că eu duminică dimineața cu exactitate pot să vă spun cine pe stradă este american sau orice altă naționalitate și care sunt românii. Și m-am uitat așa ciudat și am zis, hai mă, că ori umbla românii mai drept ca toată lumea sau ori... În ce fel poți identifica în mijlocul Los Angelesului duminica românii? Și domnule, duminica, românii trebuie să poarte cele mai scumpe haine. Și indiferent cu ce mașini umblă românii în timpul săptămânii, duminica românii vin cu niște mașini. Zicea americanul, uite, facem un experiment. Haidem să mergem într-o duminică la Catedrala de Cristal din Los Angeles. O biserică despre care să știe că are cei mai bogați membri din America. Și să ne uităm în parcarea Catedralei de Cristal și apoi mergem într-o parcare a unei biserici de români. Să vedem o diferență între mașinile lor. Se pare că noi avem o chestie a noastră, o meteahnă a noastră. Simțim nevoia să demonstrăm ceva. Era o vreme când de fiecare sărbătoare sau apropiere de sărbători începea stresul în casă. Cu ce mă îmbrac la biserică? Cu costumul ăsta am fost anul trecut, mă știu frate, cu rochia asta am fost de Crăciun, mă știe toată lumea. Cu ce mă îmbrac? Și înaintea sărbătorilor, croitorii din oraș fac bani frumoși pe pocăiți pentru că nu poți să te duci la biserică cu ce ai fost îmbrăcat sărbătoarea trecută. Ia bunul Dumnezeu să ne fi vindecat de așa ceva, dar nu pot să spun eu după amiaza asta dacă e adevărat sau nu. Eu vreau să spun ceea ce știu din Sfânta Scriptură, Leviticul, capitolul 23, versetele 1 la 3. Dumnezeu vorbește despre sărbătoare și Dumnezeu spune prin prorocul Moise următoarele cuvinte. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile... Fratele minunat, poți să... Te rog tare, hai să vedem toți ce citim. Că sunt niște afirmații foarte puternice. Levitic, capitolul 23, versetul 2. Am ajuns noi cu citirea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui copiilor lui Israel și spune-le, uitați-vă ce să spună Moise poporului,
Iată sărbătorile cui? A cui? Iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte. Iată sărbătorile mele. Mele. Așa că atunci când se uită Dumnezeu la o sărbătoare, Dumnezeu își păstrează dreptul de proprietate. Sărbătoarea are ca proprietar pe Dumnezeu. Sărbătoarea nu mă are ca proprietar pe mine. Sărbătoarea nu este dată pentru mine. Sărbătoarea nu mă are pe mine ca și personaj principal. Sărbătoarea nu este pentru odihna mea. Sărbătoarea trebuie să-l aibă ca și personaj principal pe Dumnezeu, indiferent care este sărbătoarea aceasta. Ne-am educat în familie inclusiv onomastica, ziua de naștere a unuia dintre membrii din familie este sărbătoarea lui Dumnezeu. Este o zi în care mulțumim lui Dumnezeu pentru acela care și-a împlinit anii. Este o zi în care slăvim pe Dumnezeu pentru harul de a mai avea zile, pentru sănătatea cât o avem, pentru binecuvântarea cât o avem, pentru că avem ce încălța, pentru că avem ce pune pe noi, pentru că avem o școală în la care să mergem, pentru că avem o mașină, avem un trolebuz, avem un autobuz. Încercăm vorba lui Solomon din Proverbe, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Este o disciplină pe care eu trebuie să mi-o formez, să-L recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele. Indiferent câte multe sunt motivele care îmi pricinuiesc durere sau tristețe, eu trebuie să-L recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele. Un sport la care campion între oameni a fost Iov. Un om care avea toate motivele să plângă și să bage de vină. Și atunci când este pus la încercare, Iov are această afirmație extraordinar de faimoasă. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Și la sfârșitul suferinței lui, făcând Dumnezeu un rezumat a toată valea prin care trece Iov, asistat și ajutat cu toate ghilimelele de rigoare de prietenii lui, spune Dumnezeu, niciunul nu a vorbit despre mine. Așa de corect cum a vorbit Iov. De ce? Pentru că Iov, măcar că nu avea la dispoziție cartea Proverbelor, și afirmația aceasta că noi suntem chemați să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre. Iov era educat de Dumnezeu însuși și făcea lucrul acesta. Și acolo unde era de uitat cu lupa să vezi unde-i Dumnezeu, că-i plin de rău, că-i plin de tragedie, că-i plin de durere, că-i plin de boală, că-i plin de pierdere, că-i plin de eșec, că-i plin de faliment, că-i plin de batjocură, că-i plin de tot noroiul și mizeria lumii. El vedea mâna lui Dumnezeu. Domnul a dat. Domnul a luat. Numele Domnului e binecuvânt. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. La oricare dintre sărbători trebuie să slujesc, vă veți întâlni din gura mea această provocare. Să nu uităm, e ziua Domnului. Sărbătorim pe Hristos, cel mort și înviat. El trebuie să fie personajul nostru principal. Și dacă de sărbătoarea asta vrem să-L cinstim pe Hristos, poate ne aducem aminte de vorbele Domnului Hristos. Și are Domnul Hristos niște vorbe la care noi ne oprim destul de rar. Eu n-am prea auzit prin biserici, oprindu-ne la vorba asta, care e foarte greu de ținut. Zice Domnul, cine are două cămăși,
Să le calce pe amândouă, că îi trebuie și duminică dimineața și îți trebuie și duminică seara, zic frate Tomaș. Cine are într-o oală de zamă, zamă de mai mult cu o farfurie decât mâncătăți din casă, pune zamă care o rămas, că-s atâți alții care nu mâncă zamă de mult. Oare avem pe lângă noi astfel de oameni și nici măcar nu știm de ei? Spune Domnul Hristos, dacă mă iubiți pe mine, veți păzi? Îl sărbătorim pe Hristos. Și dacă îl sărbătorim pe Hristos ca unii care îl cinstim pe Hristos, dacă sărbătoarea noastră nu este doar de pe buze și nu se supără Dumnezeu cum se supără pe evreii din vremea lui Isaia, care spune, nu mai pot să văd jertfele voastre și sărbătorile voastre. Atunci să ne aducem aminte și să cinstim pe Domnul nostru Hristos, trăind și împlinind poruncile de Hristos. Dacă sărbătorile noastre știm să le pregătim așa de bine, oare cum ar trebui să ne pregătim pentru sărbătoarea Domnului? Vedeți, Iisus, de-a lungul vieții Lui pe pământ, face întotdeauna lucruri extraordinare și mi s-a părut foarte frumoasă analogia aceasta. Iisus s-a născut într-o ieslie în care nu s-a născut nimeni niciodată. A încălecat pe un măgăruș pe care nu a încălecat nimeni niciodată. Și la moartea Lui a fost așezat într-un mormânt în care nu a fost pus nimeni niciodată. Ceea ce face Hristos este întotdeauna plin de semnificație. Este oare cineva care să învețe din lucrul acesta? Sărbătorim învierea, moartea și învierea Domnului. Paștele are de-a face cu Vechiul Testament. Dar și din Paște noi avem de învățat tot din înțelepciunea lui Dumnezeu ce înseamnă sărbătoarea Paștelor și ce ar trebui să facem noi în sărbătoarea Paștelor. Îngăduiți-mi să citesc Exodul, capitolul 13, care are câteva afirmații extraordinare vis-a-vis de ce trebuie să se întâmple, ce face evreul la sărbătoarea Paștelor sau ceea ce așteaptă Dumnezeu de la evreu în sărbătoarea Paștelor. Citesc Exodul, capitolul 13, începând cu versetul 1. Spune așa, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vedeți titlul, Paștele și întâii născuți. Exodul 13 cu 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, puneți-mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace, este al meu. Și ce făceau evreii de fiecare sărbătoare de Paște? Era toți așezați la masă să-l ridice în picioare pe întâiul născut, să se uite la el și să laude pe Dumnezeu pentru că ăsta trăiește, pentru că Dumnezeu s-a îndurat. Când întâii născuți a evreilor nu mai trăiesc niciunul, de la faraon, copilul întâiul născut al lui faraon și până la vite, întâiul născut nu mai este întâiul nostru născut, este pentru că s-a îndurat Dumnezeu și de aceea el este al lui Dumnezeu. Noi, astăzi, biserica, nu ridicăm în picioare pe întâiul nostru născut. Noi, astăzi, de Paște, ne ridicăm în picioare toți și slăvim pe Dumnezeu, pentru că suntem răscumpărați, pentru că suntem salvați, pentru că s-a plătit preț, nu doar pentru întâiul născut din casa noastră, ci pentru că noi toți am fost plătiți cu un preț. Asta înseamnă că nu mai suntem ai noștri, suntem ai celui ce ne-a plătit. Asta e o altă complicație a problemei. Dar să nu uităm niciodată că de Paște trebuie să se ridice în picioare întâiul născut, cel răscumpărat de Dumnezeu și să fie pus deoparte ca sfânt. Asta trebuia să facă evreul. Pregătiți-vă pentru Paște, puneți deoparte ca sfânt pe cel întâi născut. Sărbătoarea Paștelor trebuie să fie pentru fiecare dintre noi o provocare în plus. Doamne, de sărbătoarea asta, ce-ar mai trebui sfințit din viața mea? Ce-ar mai trebui pus deoparte din viața mea ca să fie sărbătoarea asta a morții și a nașterii Domnului Hristos cât mai înspre gloria ta și proslăvirea ta? Al doilea lucru pe care trebuiau să-l facă evreii, cum îi educă Dumnezeu în Exodul capitolul 13, spunea versetul 3, Moise a zis poporului,
aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo și să nu mâncați pâine dospită. Primul lucru, întâiul născut, stă în picioare și proslăvim pe Dumnezeu pentru că El trăiește. Al doilea lucru, ne aducem aminte ce caută ziua asta în viața noastră și trebuie întotdeauna să nu uităm. Era frumos la evrei, cel mai bătrân din casă povestea din nou tot ce s-a întâmplat și au nevoie copiii noștri să ne audă stând frumos toți împreună și tata povestind tot ce s-a întâmplat atunci și răspunzând întrebărilor copiilor, pentru că înaintea lui Dumnezeu cea mai importantă adunare este în casa și în casele copiilor lui Israel. Asta este cea mai importantă adunare. Dacă este Dumnezeu prezent în corturile lui Israel, Dumnezeu este prezent în templu. Dacă este nelegiuire în corturile lui Israel, Dumnezeu pleacă și din templu. Și al treilea lucru pe care trebuiau să-l știe evreii în ceea ce privește sărbătoarea de Paște se găsește în versetul 8. Spune versetul 8 așa. Să spui atunci fiului tău. Ce să spun, Doamne, că deja ne-am adus aminte ce înseamnă ziua asta și le-am povestit odată tot ce s-a întâmplat cu ocazia acestei sărbători. Nu. Pe lângă astea, să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi toți ca și popor, pentru noi ca și familie. Dar trebuie de sărbătoarea Paștelor să stai cu copilul tău și să știe copilul tău ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Ai ce să spui copilului tău ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Poate copilul tău să stea împreună cu tine înaintea lui Dumnezeu și să slăvească pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut Dumnezeu cu tine? Pentru că degeaba este Dumnezeu, Dumnezeul întregului popor. Dacă nu este Dumnezeul fiecărui individ, jucăm teatru. Degeaba avem adunări pline de bărbați, femei și copii, dacă această adunare plină nu se găsesc indivizi care s-au întâlnit personal cu Dumnezeu și cu Hristos. N-am rezolvat nimic. Arătăm frumos în poză. Arătăm frumos în filmare și pe YouTube și pe internet, dar realitatea este cu totul alta. Oamenii putem prosti, Dumnezeu ne cunoaște de departe. Așa că în sărbătoarea Paștelor, popor al lui Dumnezeu, nu uita să pui deoparte ca sfânt pe tot ceea ce Dumnezeu a răscumpărat. Ridică-ți în picioare fiecare pe rând și slăvește pe Dumnezeu pentru fiecare dintre ei. Sunt dintre noi ăștia care o ducem așa de bine și n-am pățit nimic, care la masa lor mai au un loc a unuia care numai ei. Sunt unii dintre noi care tot restul vieții lor vor trăi un gol în suflet a unuia care a plecat de acolo. Și noi acasă ne pregătim. Că la masa noastră, la un loc, masă întotdeauna stătea cineva. Care deja de luni întregi și nu-l mai vedem la masă. Pentru care fiecare zi pe care trebuie să o trăiască îi chin și durere și un calvar care nu-l putem explica în cuvinte. Când calmantele nu mai ajută la nimic. Dragii mei, e Paștele astea. Ridicați în picioare fiecare rând și slăviți pe Dumnezeu dacă mai aveți pe lângă voi la masă pe cineva. Ne uităm în Vechiul Testament educați de Sfântul Apostol Pavel, care îi spunea în 1 Corinteni, capitolul 10, toate aceste lucruri li s-au întâmplat lor ca să ne slujească nouă drept pilde.
Nu ne uităm în Vechiul Testament ca să-L desconsiderăm. Nu ne uităm în Vechiul Testament ca să ne batem cu cărămida în piept. Ce bine o ducem noi în Noul Testament. Ne uităm în urmă ca să ne smerim și să învățăm cine e Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul Vechiului Testament nu este altul decât Dumnezeul Noului Testament. Hristos spune, eu n-am venit să stric legea. Eu am venit să împlinesc. Hristos nu desconsideră Vechiul Testament, de altfel fiecare luare de cuvânt a Domnului Iisus Hristos în care pomenește Scriptura, Domnul citează Vechiul Testament. Dar noi astăzi nu privim înspre un Egipt din care am fost scăpați, nu privim înspre o robie și o sclavie din care ne-am căpătat o altă cetățenie, noi privim astăzi înspre însuși Fiul lui Dumnezeu, care în aceeași matriță a venit să ne scoată din robie, dar dintr-o altă robie. Suntem oare dintre noi care să ne uităm la Dumnezeu și să mulțumim că suntem liberi? O grămadă dintre noi nu știm ce înseamnă sclavia. O grămadă dintre copiii noștri crescuți în biserici, crescuți în grădiniță penticostală, în școală penticostală, în facultate penticostală, în muncă, slujbă la firma unor frați penticostali, nu știu ce înseamnă sclavie. Totul a fost frumos, totul a fost neted, totul a fost din talent în negoț în școală duminicală. Înțeleg ăștia ce înseamnă că Hristos ne-a răscumpărat un preț pe care nimeni nu-l poate așeza în cifre? Nu-l poate cuantifica? Un preț ce nu poate fi numărat? Pentru că aceste sărbători, dacă copilul meu are harul să nu fi cunoscut sclavia, copilul meu trebuie să cunoască de la mine ce înseamnă sclavia. Copilul meu trebuie să vadă recunoștința în sufletul meu, pe buzele mele, în ochii mei și să zică, Doamne, habar n-am ce înseamnă răutatea păcatului, dar nici nu vreau să știu. Pentru că văd că de drag e la tata, văd că de drag e la mama, o scăpa de acolo. Câți oare dintre copiii noștri se uită cu drag înspre păcat și nu-i oprește decât sentimentul vinovăției? Bă, ce m-aș duce și eu, dar nu-i voie, nu. Ce m-aș uita și eu, dar nu, știu că nu-i voie. Sunt trei atitudini care se găsesc de Paște, în această intrare a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și vreau să trec peste aceste trei atitudini doar ca să ne verificăm prin ele. Înainte de asta, foarte repede, sunt câteva particularități ale acestei întâi zi a patimilor. În primul rând, așa cum am menționat, această sărbătoare este și am nevoie să o spun și în felul acesta, deși eu sunt un subiect, sunt printre cei împotriva cărora trebuie să predic. În primul rând, această zi îl are ca și personaj principal pe Domnul Iisus Hristos. Nu are personaj principal pe Florin, pe Florina, pe Florica, pe Brândușa, pe Zambila, pe... Spuneți ce vreți voi! Este ziua lui Hristos. În al doilea rând, aceasta este o sărbătoare a ascultării, este o provocare, o particularitate a ascultării. Dumnezeu trimite, Hristos trimite ucenicii, spune, mergeți și aduceți un măgar și vedeți că lângă el e și măgărița, îi luați pe amândoi și îi aduceți. Bine, Doamne, dar asta la noi se numește ceva. Nu-i nimic, dacă vă întreabă cineva ce se întâmplă, spuneți că Domnul are nevoie de ele și lucrurile se rezolvă. Asculți sau nu asculți? În al treilea rând, aceasta este o sărbătoare a smereniei. Domnul Hristos intră în Ierusalim, nu după tiparul omenesc. Nu dorind să demonstreze oamenilor ceva, ci Hristos intră în Ierusalim împlinind prorocia Vechiului Testament. Ce-l interesează pe Domnul Hristos nu este ce spune lumea despre el, nu cum se uită ceilalți frați din biserică la mașina lui, nu în ce costum vine la biserică, ce-l interesează pe Hristos este să împlinească voia Tatălui. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice.
Trei feluri de oameni se găsesc în textul acesta odată ce intră Domnul Iisus în Ierusalim. Trei atitudini vis-a-vis de Paște. În primul rând, îl avem pe cel pregătit. Este cel care, ca și stil de viață, este dăruit lui Dumnezeu și gata să facă orice pentru Dumnezeu. Este cel gata să sacrifice, să facă lucrarea pentru Dumnezeu, indiferent când este cerută asta. E cel care îi gata să meargă pentru Dumnezeu atunci când atâția alții au nevoie de pregătire. Este cel care începe pregătirea pentru cină, dacă pot să mă exprim în felul acesta, ca să particularizez, se pregătește pentru cină nu vinerea înainte de cină, ci cel care își trăiește cina și se pregătește de cina următoare după ce și-a luat cina aceasta. Este cel care își trăiește toate sărbătorile în fiecare zi, este cel pentru care Hristos se naște dimineața. Hristos slujește cu el și prin el toată ziua. Hristos suferă seara și Hristos învie în următoarea dimineață. Și asta se întâmplă în viața acestui om în fiecare zi. Este cel gata ca să dea în numele lui Dumnezeu, indiferent când este nevoie. Este cel care nu pune întrebări. Cine sunteți? Unde-l duceți? Ce faceți voi cu măgarii mei? Eu nu dau măgarii mei să se distreze cineva cu ei. Când îi aduceți înapoi? Ce câștigați voi de pe urma lor? Nu pune niciun fel de întrebare. De altfel, nici nu spune textul că omul și-o primit înapoi măgarii. Este unul care atunci când Dumnezeu strigă: Samuele, nu trebuie să strige de 3 ori, de 4 ori, nu trebuie să-l învețe altul ce să zică, ci din prima, în adâncul sufletului lui, spune: iată-mă, Doamne. Este cel care atunci când Dumnezeu odată trebuie să întrebe pe cine să trimitem și cine va merge pentru noi. Domnul Hristos îl citează pe Isaia, pentru că înainte de Hristos Dumnezeu pune întrebarea asta în prezența lui Isaia și Isaia, afectat de prezența lui Dumnezeu, spune lucrul acesta. Afectat de faptul că îngerul a luat cărbunele de pe altar și toată vinovăția lui: Doamne, vin dintr-un popor cu buze necurate și eu însumi sunt cu buze necurate, și îngerul ia cărbunele și curățește viața și curățește gura și curățește mintea și curățește sufletul. Și când Dumnezeu întreabă cine are 2 măgăruși de dat, primul care răspunde este cel atins. Ceilalți au întrebări, ceilalți trebuie să verifice, ceilalți trebuie să contabilizeze, ceilalți trebuie să convinși că să dau ceva sau are Domnul nevoie de ceva. Al doilea personaj care se găsește în această exprimare, în această primă zi în intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, este cel prins în școala lui Dumnezeu. Primul este cel deja pregătit, cel la care nici măcar nu știm numele, cel despre care nu știm nimic, cel căruia nu îi se face reclamă, cel care nici măcar nu știm dacă rămâne cu pagubă sau nu. Despre ăsta pregătit mai mult nu știm decât știm, pentru că ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu și Dumnezeu își face lucrarea nu prin ceea căror nume îl știm. De cele mai multe ori. Al doilea personaj sau tip de personaje sunt cei care au nevoie acum să se pregătească. Este cel care se pregătește de sărbătoare, are nevoie de atingerea și de provocarea lui Dumnezeu. Când ziua se sfârșește, însă, după ce Dumnezeu îl provoacă și face lucrarea lui Dumnezeu, se întoarce înapoi la ale lui. E cel care în stare să-i spună lui Dumnezeu: da, Doamne, când Dumnezeu spune ia-te și du-te și merge și ascultă de Domnul, dar când se sfârșește ziua, el se întoarce înapoi la vechiul lui mod de viață. Și ăștia sunt ucenicii Domnului. Asta se întâmplă în viața lor de fiecare dată. Uimiți și provocați de fiecare minune a lui Dumnezeu, de multe ori o exprimă cu voce: la tu ești cel ce ai venit, tu ești Mesia.
Domnul meu și Dumnezeul meu, nu se pot abține să nu zică. Dar când vine momentul încercării, când vine seara, ăștia dorm rupte. Când vine încercarea, ăștia strigă în deznădejde și îl trezesc pe Domnul pentru că mor toți. Când vine prigoana, ăștia fug primii și niciunul nu rămâne acolo unde l-a chemat Dumnezeu. Sunt cei a căror viață spirituală e mai mult jos în văi decât sus pe stânci. Primul, cei pregătiți sunt cei care trăiesc în prezent. Ce am de făcut acum? Și când vine Dumnezeu acum, El știe ce are de răspuns. Al doilea tip, cei care în continuu se pregătesc, sunt acolo pentru Domnul cât cred că ei că e nevoie și după aia se întorc la vechiul lor stil de viață. Ăștia sunt oamenii care trăiesc în trecut. Ăștia sunt oamenii care se uită în urmă și spun ce bine a fost în trecut, ce fain au mers lucrurile în trecut, pentru că în trecut, uitându-se, știu să spună ceva frumos despre ei. Prezentul? A treia categorie de oameni care se găsește în această primă zi din săptămâna patimilor Domnului sunt oamenii care nici nu-s pregătiți, nici nu se pregătesc și n-au niciun interes să facă lucrul acesta. Și ei au parte la sărbătoare. Ăștia sunt cei mai mulți. Sunt cei care fac cea mai mare gălăgie, sunt cei care se roagă cel mai tare, sunt cei pe care îi auzi cel mai sonor, sunt cei îmbrăcați cei mai frumos. Sunt cei care la sărbătoare fac gesturile cele mai ieșite în evidență. Ăștia rup copaci, devastează parcul, își dau hainele jos de pe ei, urlă în gură mare. N-au nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se găsește în inima lor. Sunt exact aceia care în următoarea clipă vor ridica pumnul în aer și vor striga, noi îl vrem pe Baraba. Și nu-l mai vrem pe ăsta. Nu-l vor pe Hristos ca mântuitor. Pentru ei religia și oportunismul este valoare și dar spiritual. Șapte fix. Vreți să ne rugăm? Să ne rugăm. Dacă ar fi să ne rugăm în această primă zi din sărbătoarea patimilor, uitându-ne la acest tablou zugrăvit de intrarea Domnului Hristos în Ierusalim, avem oare ce să-i spunem Domnului? Pentru că eu vreau să închei cu următoarea provocare, nu la voia întâmplării, am citit Luca, capitolul 19, de la versetul 41. Asta se numește Săptămâna Patimilor. Și educați de Sfântul Apostol Pavel, spune Pavel la Romani, capitolul 12, versetul 15, bucurați-vă cu cei care se bucură și plângeți cu cei care plâng. Dacă sărbătoarea asta l-are ca și personaj principal pe Domnul Iisus Hristos, haideți măcar anul ăsta să ne uităm de ce plânge Hristos. Și poate că reușim să plângem și noi cu El. Pentru că în fiecare zi din săptămâna patimilor, Hristos poartă o durere. Prima durere pe care o poartă Domnul Iisus Hristos în prima zi din săptămâna durerilor sau săptămâna patimilor este, o, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut ce? Ziua cercetării tale. Haideți să începem să ne frământăm cu realitatea asta, începând de acum din rugăciune. Doamne, oare de câte ori Tu vorbești și eu n-aud? Oare de câte ori Tu bați și la mine e prea mare gălăgie? Oare de câte ori ai zis ceva și știu ce ai zis și încă n-am făcut nimic? O, Ierusalime, te-ai cunoaște vremea cercetării.